Atunci când ne-a oferit principiul vital din Matei 6:31 la 33, Domnul Hristos a clădit această idee pe pasajul lui Isaia din capitolul 51. Lucrurile strălucitoare ale acestei lumi, pe care neamurile le caută, nu trebuie să atragă pe urmașii lui Hristos. Motivele pentru care trebuie să fie așa sunt sobre, serioase și chiar îngrijorătoare. Ia aminte spre mine, deci, poporul meu. Pleacă urechea spre mine, neamul meu, căci din mine va ieși legea și voi pune legea mea lumină popoarelor. Neprihănirea mea este aproape. Mântuirea mea se va arăta și brațele mele vor judeca popoarele. Ostroavele vor nădăjdui în mine și se vor încrede în brațul meu. Ridicați ochii spre cer și priviți în jos pe pământ, căci cerurile vor pieri ca un fum și pământul se va preface în zdrențe ca o haină și locuitorii lui vor muri ca niște muște. Dar mântuirea mea va deinui în veci și neprihănirea mea nu va avea sfârșit. Ascultați-mă, voi care cunoașteți neprihănirea, popor care ai în inimă legea mea. Nu te teme de ocarea oamenilor și nu tremura de ocările lor, căci îi va mânca molia ca pe o haină și îi va roade viermele cum roade luna. Dar neprihănirea mea va deinui în veci și mântuirea mea se va întinde din veac în veac. Acestea sunt încurajări splendide pentru un popor care este chemat să trăiască într-o epocă în care, fără de legea, a ajuns o artă, reușind să se infiltreze în cele mai onorabile eforturi ale inteligenței umane de a crea o lume mai bună. Sunt încurajări splendide pentru oamenii îngrijorați de valul de violență care crește amețitor, iar omenirea pare incapabilă să găsească soluții pentru stabilirea lui. Chiar și cei mai naivi dintre noi au ajuns să înțeleagă neputința autorităților în fața amenințărilor noi și variate care ne confruntă. Sunt încurajări splendide mai ales pentru noi, cei care ne-am pus încrederea în neprihănirea lui Hristos am luat în serios chemarea Mântuitorului să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. În timp ce societatea din jurul nostru și chiar biserica pare obsedată de nevoile de bază ale vieții, ce vom mânca, ce vom bea, cu ce ne vom îmbrăca, cărora le acordă cea mai mare parte din timpul lor, noi suntem tot mai fascinați de frumusețea neprihănirii lui Hristos așezată în trup omenesc. Suntem tot mai dornici să experimentăm minunile unei vieți în care cele două naturi, umană și divină, vor fi unite pentru totdeauna. Ce fior plăcut ne încălzește inima să auzim cum ne numește Domnul nostru, voi care cunoașteți neprihănirea, popor care ai în inimă legea mea! Cerul a așteptat cu speranță și bucurie să apară în sfârșit un popor care să caute mai întâi neprihănirea lui Hristos oamenii în a căror inimă să poată fi scrisă legea, sistemul de operare divin. Despre noi, cei însetați după neprihănirea veșnică, scria Maleah. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere a minte a fost scrisă înaintea lui, pentru cei care se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Ei vor fi ai mei, zice domnul oștirilor. Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei cu mare milă un om de fiul său care îi slujește. Pentru o astfel de categorie va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub baripile lui. Nou legământ se va dovedi infinit mai mult decât iertare prin sângele lui Hristos. Planul de mântuire necesită un act de vindecare, de reparare a Templului Sufletului, de instalare a sistemului de operare divin, ca să putem trăi în neprihănirea în care a trăit Hristos. Copiii se încălzesc la umbra mișlocirii, bucuroși că sunt acoperiți de sângele ispășirii. Pe ei nu-i stimulează cuvântul despre neprihănire, și nu-i motivează perspectiva unui Dumnezeu venit în trup nu par încântați de realizarea majoră a noului legământ, deși râfnesc permanent la beneficiile care decurg din împlinirea lui. Cei care cunosc neprihănirea lui Hristos și o văd în legătură cu legea, nu sunt preocupați de avantajele neprihănirii, de subprodusele ei, oricât ar fi ele de glorioase nici chiar oferta amețitoare din Apocalips 3 cu 21, un loc pe muntele adunării Dumnezeilor, la capătul miază noaptei, nu este suficient de puternică spre a le abate atenția de la principiul fundamental al libertății și fericirii pe care trebuie să se bazeze orice societate și care este mai important chiar decât viața lor veșnică. Legea desăvârșită a libertății, demonstrată în viața lui Hristos, și care a declanșat odată marea controversă. Este atât de importantă pentru ei, încât ofertele minunilor cerești pălesc în fața ei. Doar un astfel de popor va reuși, în vremea sfârșitului, să învețe pe mulți să umble în neprihănire, fără să spere, în ascuns, că vor primi odată recompensa supremă, aceea de a străluci castelele în veac și în veci de veci. Ei vor gusta de pe acum deliciile viitorului lor statut, acela de a fi servi ai servilor unui Dumnezeu prietenos, delicat și sensibil, fără să aștepte ceva în schimb. Doar cu această atitudine va fi posibilă inaugurarea și eterna așezare a neprihănirii veșnice ca singură regulă a vieții în vasta familie universală a Părintelui nostru ceresc.